ne-am câștigat dreptul la libertate în urmă cu 20 de ani. Alo! Alo! Liniște! Timișoara a fost momentul de început al Revoluției. A curs destul sânge la Timișoara, la București. Dacă ești român, vine în 3 ianuarie în Piața Unirii. Am convins-o pe soția mea și în 3 ianuarie 88 eu am fost în Piața Unirii, sperând că se va întâmpla ceva atunci. Eu să acționez pentru bunăstarea... Dacă suntem sinceri, putem vorbi foarte greu despre idealurile lui decembrie 1989. Acestea sunt primele imagini. A fost o extraordinară solidaritate interetnică și interconfesională. Și atunci am spus, jos Ceaușescu, jos guvernul. Unul dintre viermii, cum zicea Ceaușescu, de pe stradă, îi cere odată demisia și după aia îi cere și să noteze. A rămas consternat, nu s-a așteptat la asta. Au murit pentru libertate. Ce însemna pentru ei în mod concret acest deziderat, nu au mai reușit să spună.